Ne bucurăm, dragi prieteni, pentru că suntem din nou împreună și avem ocazia să studiem din nou din Evanghelia după Matei, după o pauză mai lungă. Am revenit și vom continua studiul pe care l-am început deja în seria Pe urmele pașilor săi. Astăzi vom studia Matei, capitolul 8, de la versetul 28 până la versetul 34. Însă înainte să începem studiul, vreau să-i mulțumesc lui Ovi Mureșan că a acceptat invitația mea de a fi companie, să fie companie în această seară la discuție. Bucuria este de partea mea să fiu din nou aici și să împărtășim împreună. Mulțumim mult! Pentru ca discuțiile noastre să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem ca la început să ne plecăm pe genunchi pentru o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în această ocazie de studiu, mulțumitor pentru că tu ne-ai dat cuvântul tău, mulțumitor pentru că tu l-ai dat pe Domnul Iisus pe pământ și îți mulțumim că putem să învățăm din exemplul lui așa cum ne dorim să o facem și astăzi. Îți mulțumim că El a mers până la moarte pentru noi, a câștigat viața veșnică și ne-a dat-o fiecăruia în dar. Te rugăm, deschide-ne inimile și ajută-ne să o primim. Îți mulțumim pentru toate, fii lăudat și onorat în veci de veci. Amin. Amin. Da, așa cum spuneam, studiem Matei capitolul 8 de la versetul 28 și pentru ca să ne fie mai ușor, am să citesc prima dată versetele. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și îi ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis Iisus, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Așa cum facem de obicei, luăm versetele rând pe rând și cu privire la primul verset, aș vrea să te întreb ce este acela un îndrăcit. Poate că e un termen pe care azi nu l-am mai auzit așa de des. Este un om posedat sau muncit de un duh necurat. Și o să vedem detalii de ce de un duh necurat. Am înțeles. Crezi că astăzi se mai întâlnesc astfel de oameni? Sunt și astăzi persoane de acest gen, nu am întâlnit, dar sunt convins că sunt și într-o măsură mai mică sau mai mare, da, manifestările sunt diferite. La asta mă gândesc, că, de exemplu, n-am întâlnit din ce oameni care, să zicem, erau în acest mod, adică atât de posedați încât să facă așa de multe rele, însă, nu știu, putem să spunem și cu privire la noi că atunci când facem un lucru rău am fi cumva influențați de Satan sau chiar conduși de el? Fiecare, spune Domnul Iisus, este robul celui de care este lipit până la urmă. Adică da. Dacă alegi să faci voia celui rău, nu ai cum să fii sub influența Duhului Sfânt. Da. Nu ți se pare ciudat că în acest context dracii îl recunosc pe Domnul Iisus? Aici este o provocare. Aici este vorba de fapt despre o provocare. Nu înspre a-i întări împărăția despre care spune Domnul Iisus că a venit să o stabilească pe acest pământ, împărăția Harului, ci de a o zădărnici. Și într-un mod o să vedem cum în continuare. Faptul că îi spun exact așa cum a fost citat cuvântul: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Într-adevăr, nu era nicio legătură, dar cine a pus această întrebare? Dragii. De ce? Se simțeau ei pur și simplu, simțeau că Iisus a intrat pe un teritoriu străin. Se considerau stăpâni de drept ai acelui teritoriu. Mhm. Cred că acum îmi dau seama că acest pasaj
e un exemplu foarte bun care demonstrează atotputernicia lui Dumnezeu. Adică, de multe ori, tindem să credem că Satan ne poate birui și poate câștiga și e adevărat. Însă, pasajul ăsta ne demonstrează că atunci când noi suntem cu Domnul Iisus, nu mai are aceeași putere. Poate birui doar că nu biruie fără acordul tacit sau explicit al nostru. Exact. Da, și cred că e important faptul ăsta, că de multe ori, fără acordul voluntar sau exprimat, putem să ne lăsăm influențați. De, cred că cuvântul ăsta pe care l-am amintit, adică tacit, se include, de multe ori noi credem că există lucruri bune și există lucruri rele și în mintea noastră ni se par că există și lucruri care nu sunt nici bune, nici rele, sunt cumva de mijloc. Nu există neutralitate. Și cred că asta e, adică în cazul neutralității vorbim tot de puterea răului, nu? Exact. Adică neutralitatea pe care o gândim noi, nu o neutralitate adevărată. Nu există. Ori faci bine, ori faci rău. Exact, da. Într-adevăr, răul și binele pot îmbrăca diferite forme. Adică poți să faci bine, poți să iei alegeri bune. Nu știu, de exemplu, dădeam exemplu ăsta într-un alt context. Dacă mă gândesc ce aș mânca mâine dimineață și dacă mă gândesc între căpșuni și mere, ambele sunt decizii bune, adică binele îmbracă mai multe forme, la fel ca și rău. Adică pot să mănânc mâine dimineață cartofi prăjiți și îmi dau seama că nu-i bine. Sau pot să mănânc alte lucruri nesănătoase. Sau poți să alegi între două lucruri nesănătoase, exact. Ca să spui că tot așa ai făcut o alegere. Da, corect. Dar nu există nicio variantă de mijloc. Ori mănânc ceva sănătos, ori nu mănânc ceva sănătos. Corect. Vedem că dracii spun aici, îi spun Domnului Iisus după ce îl recunosc, îi spun, ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme. La ce se referă acest lucru? Adică ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Înseamnă că chiar o să le chinuiască vreodată sau la ce se referă? În ceea ce înseamnă justiția caracterului lui Dumnezeu, Satan a pierdut lupta când a fost aruncat din cer, corect? Da. Cei care s-au atașat de el au ales să fie cu el și fac parte din îngerii căzuți, din aceștia așa sunt numiți draci. Corect, da. Ei știu că finalul experienței lor sau existenței lor va fi nimicirea. Oh, interesant. Da, oamenii care sunt posedați sau care se lasă influențați de Satan, știu asta? Pot să aleagă. Și știu asta. Știu aceasta. Și că în momentul în care ei pun întrebarea, ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme, ei știu că soarta lor este decisă și nu suportă prezența celui căruia nu i-au dat onoare în cer. Și ca urmare acestui fapt au fost aruncați din cer. Da. Nu-i suportă prezența și, în regulă, au fost aruncați pe pământ, de ce Iisus a venit pe pământ să-i chinuie aici? Nu e suficient faptul că au... Că au fost deja aruncați. Și că au pedeapsa finală? Ok, înțeleg. Cumva se simt nedreptățiți și prin faptul că până și aici pe pământ, unde au fost aruncați, nici aici nu sunt lăsați în pace. Da, înțeleg contextul. Dar mă gândesc la întrebarea pe care ți-am pus-o. Totuși mi se pare că eu când sunt influențat să fac un rău, și dacă ne uităm și la Adam și Eva, când au fost influențați să fac un rău, nu știu dacă ei și-au dat seama că experiența asta o să-i ducă la un final tragic. Cred că Satan reușește să ne amăgească de multe ori așa încât să credem că chiar nu o să fie cazul. Zice, nu veți muri, nu? Vreau să întreb. Se fac ce... Trebuie să faci reclamă la un produs bun? Nu. Numai la produserele trebuie să faci reclamă multă. De ce? Da. Că nu vine... Prin însuși caracteristicile lor nu se poate reclama... Mă rog, nu se poate promova pe ele însuși. Același lucru este și aici. Ca să prindă ispita, trebuie să o... cadreze în
în ceva să pară atractiv. Veți fi ca Dumnezeu, i-a spus Evei. Ei nu erau ca Dumnezeu, că nu cunoșteau răul? Ce descoperire tragică! Da. Câteodată lucrurile rele, e bine să nici nu fie știute. Corect. Da. Mergând mai departe pe pasaj, de ce îi permite Domnul Iisus dracilor să intre în turma de porci? Vedem că asta e dorința lor și le îndeplinește dorința, cumva să spun. Pasajul spune, departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Și continuarea, pasajul, versetul 31 spune, dracii rugau pe Iisus. Cu un pasaj mai devreme, îl trăgeau la răspundere. Nu? Da, corect. Și acum știau că se află în prezența unei autorități superioare lor și chiar superioare Domnului lor. Corect. Rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți, încă n-am ieșit. Exact. Și vede că cumva și dracii cumva respectă alegerile lui Dumnezeu. E foarte ciudat. Adică încă n-am ieșit. Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Acum, aveau două perspective. Oamenii aceia, doi, da, cei doi îndrăciți, puteau să fie aruncați în apă? Prezența lui Dumnezeu, nu. Nu, până la acel moment, da, ca și îndrăciți. De ce nu au făcut asta? Nu știu. Pentru că puterea lui Dumnezeu i-a ținut, în ciuda faptului că erau posedați de demoni, i-a ținut în viață. Ca să găsească scăparea. Acum, ei cer voie să intre în turma de porci. Ar fi putut să fie o turmă de porci îndrăcită, corect? Da. Ceea ce nu era obiectivul lor. Și o să vedem, okay, motivul am înțeles pentru care au cerut asta. Deci tu încerci să spui, prin comparația asta, obiectivul lui Satan sau puterii răului să piardă. Să distrugă. Să distrugă. Să distrugă pur și simplu. Și fiind în aceste îndrăciți, prin puterea lui Dumnezeu nu au avut, corect, capacitatea să facă asta. Și atunci ce s-au mai găsit? Au fost niște porci pe care i-au distrus. De vietăți, că până la urmă... Exact. Da. Ce se întâmplă cu porcii după am vorbit? De ce a fost apoi rugat Iisus să plece? Până la urmă am spune noi, Domnul Iisus a făcut un lucru bun și unul rău. Cam așa s-ar gândi, sau așa s-au gândit cei din satul respectiv. Dar nu cred că negau faptul că îndrăciții au fost scăpați și salvați și curățiți. Nu negau. Dar n-au văzut plus valoarea de acolo. Probabil. Oamenii aceia aveau persoane dragi de îngropat. Da. Probabil. Îi duceau acolo, nu știu cu ce frică îi duceau acolo. Corect. Știau că e o zonă sinistră și din punct de vedere a ceea ce era acolo. Faptul că erau oamenii depuși la odihnă. Da, până la urmă toată lumea are o frică oarecum de moartea asta. Nu se compară frica aceea cu frica existenței a două persoane îndrăcite vii. Corect. Și când spune, duceți-vă, le-a zis el, ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată, era ca și la un comutator, pornit oprit, deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Cu siguranță, dracii n-au murit. Da. Nu s-au, ei au provocat dezastrul, că până la urmă a fost o pagubă. Corect. A fost o pagubă. Cine a făcut această pagubă? O să folosesc un exemplu și pasajul se găsește în
1 Samuel. Ok. Capitolul 24. Versetele 12 și 13 este discuția dintre David și Saul după ce l-a cruțat la peștera Enghedi. Când i-a tăiat o bucată din haină. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine, spune David. Și versetul 13 spune, răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Da. Mi-a plăcut această expresie și în contextul discuției noastre, răul de la cei răi vine. Da. Așa e. Așa cum la început încercau să reducă influența Domnului Iisus, spunându-i sau adresându-i se, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, strigau ca și cum dacă e vine din partea unor oameni care sunt posedați, n-ar trebui să fie luat în considerare. Era o discreditare. Chiar dacă era un adevăr. Un adevăr strigat. Un adevăr impus. Încetează să-și mai păstreze calitatea. Corect. Și o să ajungem în ultimul verset la această noțiune. Duceți-vă, le-au zis el, ei au ieșit și au intrat în port și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă și a pierit în mare și a pierit în ape. A pierit și speranța gadarenilor de a avea un vindecător printre ei? Nu. Okay. A apărut oportunitatea. Ce au făcut cu această oportunitate era deja decizia lor. Corect. Și spune mai departe, și foarte important acest aspect, versetul 33 spune, porcarii au fugit și s-au dus în cetate, le-au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăgiții. Pe ce au pus accent? Pe povestea cu porcii, mă gândesc. Deși, aparent, au spus și de asta. Nu cred că era vina lor, nu cred că era vina porcarilor. Cred că porcarii au fugit pentru că și ție dacă ți s-ar da o mașină în grijă și ai intra cu ea undeva, dacă ești un om cât de cât asumat. Moral și asumat, ai fugi, ai merge cât de repede poți la cel care ți-a dat-o să-i spui ce s-a întâmplat. Deci, ei nu mai aveau obiectul muncii, corect? Da. Dar ce puteau să aibă? Salvarea sau vindecarea. Și puteau să aibă cea mai bună veste. Deci aveau două opțiuni, să spună oamenilor din cetate, oameni buni, ne-ați dat ceva în grijă, am pierdut tot, pentru că îndrăciții au fost vindecați și dracii nu și-au găsit alt loc decât în porci și de aceea au pierit. Cum au pus ei problema în fața celor din cetate? Mhm. Pentru că felul în care au pus ei problema a pierit obiectul muncilor. Mai târziu, la un moment dat, argintarul Dimitrie spune, da. Ni se duce câștigul. Corect. Nu contează că oamenii sunt vindecați, ni se duce câștigul. Da. Și au povestit cele întâmplate cu ce s-a întâmplat cu obiectul muncilor și cele întâmplate cu îndrăciții. Pe ce au pus accent? Care a fost preocuparea lor, cum au zugrăvit în fața celor care le-au dat în grijă turma întâmplarea aceasta. Din perspectiva noastră discutând, a fost o minune, da? Da. Care a fost mai mare minune? Că au ieșit dracii din cei doi oameni sau că au intrat în porci? Că au ieșit din cei doi oameni. Pe ce au pus accent oamenii? Pe pierdere. Ce au pierdut de fapt atunci? Valoare materială. Și cum, adică s-a dublat pierderea. Și iată că toată cetatea, spune versetul 34, a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. A mai fost odată la un moment dat, a fost un moment în care toată cetatea a ieșit în întâmpinarea Domnului Iisus. Ce
cetatea Ierusalim? Oare când l-au primit? Nu, în Samaria. Ok. Când samariteanca s-a dus și a spus, okay, sigur, vestea bună, că este unul care a venit și mi-a spus tot ce am făcut. Și au venit la el. Și spunea ucenicilor, voi ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriți. Uitați, puteau să fie ei copți pentru seceriși? Chemați de o pagubă să spună, am găsit un vindecător. Probabil mai aveau în cetate oameni bolnavi. Crezi că experiența sau pasajul acesta vrea să ne învețe faptul că atunci când îl primim pe Domnul Iisus în inimă, s-ar putea să suferim și anumite pierderi? Și de fapt primirea lui în inimă rezultă din capacitatea și dorința noastră de a suferi anumite pierderi, pentru că poți să pierzi și ceva rău, tot pierdere o consideri, nu? O consideri pierdere dacă ți-ai legat sufletul, exact, de ea. Și cred că și asta e o învățătură de aici. Deci noi când îl primim pe Domnul Iisus o să avem anumite pierderi. Depinde cum le privim. S-ar putea să fie câștiguri câteodată. Este acea expresie foarte cunoscută, un câștig spre pagubă. Da. Exact asta au făcut ei. Da. Au câștigat absența Domnului Iisus. Exact, spre paguba lor. Spre paguba lor. Exact. Cum să facem? Acum am discutat de subiectul acesta, am înțeles istoria pasajului și acum la final te-aș întreba cum să facem ca noi să nu îndepărtăm prezența Domnului Iisus și să nu ne trezim și noi în absența Lui. Pe ce trebuie să pui accent? Spuneam și am spus, am menționat că o să revin. Iisus nu forțează, nu obligă. Corect. Nu s-a cerut. Acei draci s-au cerut. Iisus nu s-a cerut să intre în cetate. Totuși lăsați-mă să vă vindec câțiva oameni sau... Da. A respectat decizia. Pasajul din Apocalipsa spune... Iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă ne aducem aminte, imaginea cu Iisus bătând la ușă, ce nu are acea ușă? Zar pe exterior. Nu are zar, da, pe exterior. Iisus, și dacă l-ar fi, nu l-ar fi apăsat. Iisus pune oportunitatea la îndemâna noastră. E aproape, doar o ușă. La îndemâna fiecăruia pune această oportunitate de a trăi în prezența Lui. Ce frumusețe, ce farmec are viața trăită lângă El. Corect. Da. Și decizia aparține fiecăruia dacă își dorește asta. Da. Mulțumesc, Ovii, pentru participare, mulțumesc pentru discuție. Mie, unul personal, mi-a făcut plăcere să discut cu tine și despre acest subiect, care poate la început părea un subiect arid, un subiect în care nu o să găsim prea multe lucruri de spus. Probabil că ne gândeam că o să găsim numai învățături urâte sau negative, da? Să vedem pierderea, dar până la urmă, așa cum Biblia spune despre ea însăși, a fost scrisă pentru salvarea fiecărui suflet. Și pentru învățătura noastră. Și pentru învățătura, da. Mulțumim că ați fost împreună cu noi. Înainte să terminăm această emisiune, ne plecăm pe genunchi pentru o rugăciune. Tatăl nostru sfânt, înaintea ta în aceste momente venim și îți mulțumim pentru că prin Domnul Iisus ai deschis perspectiva vieții veșnice în fața noastră și ne înveți să trăim. De multe ori ni se pare că știm să trăim, dar uneori viața pe care trăim nu este o viață adevărată. Și de atât de multe ori ne-am confruntat cu această provocare. Ce să alegem? Să alegem binele și anume prezența ta în viața noastră sau să alegem lucrurile pe care am început să le îndrăgim din această lume? Ajută-ne, Doamne, să facem alegerea potrivită. Ajută-ne să lăsăm deoparte lucrurile care te împiedică să domnești în viața noastră. Și învață-ne să cântărim corect. Și ceea ce alegem să facem,
să nu fie pentru că suntem influențați de aspecte materiale, ci în primul rând valoarea spirituală să primeze, să ne dorim mai mult decât orice să stăm în prezența ta. Și aceea este de fapt ținta pe care tu ai pus înaintea noastră, o viață trăită din belșug, o viață în care lucrurile materiale au locul lor, dar nu locul principal. Valorile sunt cele pe care le-ai sădit tu, binele creat în Eden. Ajută-ne să alegem în fiecare zi să privim la modelul Iisus și să ne fie dragă prezența Lui în comparație cu tot ceea ce am iubit până azi. Prin Domnul Iisus te-am rugat acestea, Tate, și îți mulțumim pentru că Tu ești cu noi. Amin. Îți mulțumim pentru că ai fost împreună cu noi până la final și ne dorim ca prezența lui Dumnezeu să fie împreună cu voi până data viitoare, să fiți binecuvântați și să deschideți ușa apelurilor Domnului Iisus. Pe curând!